Salut! Ce? Zici ceva la cameră. Salut! Salut! Salut și bine ați venit! Azi este vineri, 22 septembrie și mergem la policlinică să-i schimbe gipsul Rebecăi. Să-i așeze mâna dreaptă. Mâna mea, cea genul, acum e așa. Te arată-o! Așa, vedeți? Aici. Și așa e acum. Și să fac așa, dreaptă. Hai să vedem. Și vedeți dreaptă, dreaptă. Am terminat cu policlinica, am stat o oră jumate, i-a schimbat gipsul Rebecăi și acum am plecat la Cuza să începem să culegem vie. Am ajuns la bunii, s-a apucat mamii de cules și pentru că azi este vineri, inițial se hotăruse, nu știu cine hotăruse, să culegem sâmbătă vie. Dar nu știu în ce motive. Obiective. Mătușii mei și cu verii mei nu mai pot veni mâine și vin duminică. Și noi duminică nu putem, așa că am venit azi vineri să culegem, începem să culegem, dar nu băgăm la presă și de asta am pus aici strugurii. Pentru că probabil mami va termina via de cules până duminică sau o să mai rămână doar puțin și atunci n-aveam vasă atât de mare încât să adune toți strugurii culeși. Și ca să-i băgăm la presă și la zdrobitor, de fapt la presă de astăzi, nu, le băgăm la zdrobitor de azi, fermentează până duminică, până îi băgăm la presă. Și nici n-am avea foarte mult, așa că ne apucăm de cules. Hai, Iris, la cules. Rebe, ai aici grijă de ea să nu zdrobească strugurii, da? Nu. Da! Mami a început la via asta lungă, asta mare. Și dacă e să o dăm zor, să o terminăm, ne-am luat foarfecă și mănușă, că știu că asta pătează, sunt struguri de aia care pătează. Și nu vreau să mă murdăresc prea tare. Iris, evident după mine, Iris. Ce faci, Iris? Ah, m-a lovit. Doamne, iartă-mă. Știți că eu aici, când vin, mă lovesc de ceva, uite, m-am lovit de asta. Oh. S-a luat vântul pălăria. Merg unii și fără foarfecă, dar pătează. A, și albine. Și cu Iris aici, da? Culegem? Da, punem aici strugurii, vezi? Au, 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 mi-a căzut. Ne luăm pe urmă. Cred că e mai greu, nu pot cu mână. Lasă-i acolo, mami. Lasă-i acolo. Da, îi punem aici, vezi? Este ora 6 și am cam terminat de cules eu, că vreau să merg acasă. Am avut 3 mănuși și nu mi s-au rupt. La un moment dat am renunțat. Astea sunt mâinile deja spălate, va trebui să le mai curăț acasă. Și asta este ce am... Vino cu acea Iris, ce am cules. Vreau să încerc să-i fac o poză. Iris mănâncă struguri din orice poziție. Hai să fac o poză, mama, aici cu strugurii. Îți plac strugurii? Îți plac? Îți plac strugurii? Îi dădeam și ei pe rând să rupeam din vie și îi dădeam să pună în găleată. Și punea în găleată, băga și în gură. S-a băgat între picioarele mele. Ce faci, fată? Ai ieșit? Ce faci? Yeah. Ce vrei să faci? Mă iubești? Mă iubești? Ce vrei să faci? Pe acolo vrei să ajungi? Ia. Așa vrei să faci? Bau! Pa! Bau! Pa! Pa! Plecăm! Am luat un ghiveș cu ciușcă, pune muzică și am plecat. Da, am plecat de la Cuza și pe drum, unde suntem, mami? La Nisipari. La Nisipari. 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 Așa, Nisipari. Mergem spre Poarta Albă. Mergem spre Poarta Albă. Și mai am o țica care e pământ pe față, picioare, tot ce vrei. A adormit. Cu apa în mână. Apa în mână.
și apa e desfăcută. Încă... Ia zi, bună ziua, internet! Salutare! Azi este vineri 29 septembrie, da! Măi, și am filmat ce o să apară înainte, acum o săptămână, practic. Și de atunci mă tot chinui să fac continuarea, pentru că am câteva chestii de spus și niciodată nu găsesc momentul potrivit. Și am realizat că niciodată nu este momentul potrivit, îl facem noi potrivit. Ce faci tu? Eu stăteam dincolo și Mâța dormea, a dormit-o mamaie. Și a venit și ea vorbea. Eu auzeam de dincolo, zic, mă, dar n-are cum să vorbească. Și ea se juca aici în pat cu cartonașele astea. Sunt un fel de puzzle, le-am luat de pe Shane. Nu, ea încă nu prea le face, mai mult le distruge, le face câte una, dar îi place așa, știi? Uite, elicopterul, am trebuit să găsim jumătate. Da, Rebecca este la școală, i-am scos gipsul azi. I-am scos gipsul, au trecut 3 săptămâni, nu vreau să cred că au trecut 3 săptămâni de când și-a rupt mâna. Bun, și am scos la școală pentru că săptămâna viitoare nu știu dacă o să facă sau nu. Și n-am fost, de când am început școala, n-a fost deloc nicio vinere la școală. Și am zis, hai să o ducem astăzi, că e și fără gips. Și să vedem cum e. Da. Și eu trebuie să fac câteva chestii, trebuie să fac un sos de roșii. Că a fost mama mea ieri la târgul de legume fructe. Și mi-a luat roșii, mi-a luat niște vinete, trebuie să le bag la cuptor. Și niște ardei pentru detocat. Pentru la iarnă. De fapt, am gogoșa și cap. Da! Azi am o zi productivă, sau cel puțin așa am vrut. Am spălat perdele dimineață. Am și tras la mașină ce avem de tras la perdea. Am plecat cu Rebecca la policlinică să-i scoată gipsul. Am stat 3 ore. Oh, incredibil. Dar bine că am scăpat. Nu am plătit nimic, pentru că mi s-a zis că mai avem niște cazuri așa și că la a doua consultație au plătit, deci nu ne-am plătit nimic. Am fost cu ea în spital, i-a pus gipsul și apoi ne-a chemat la control în fiecare săptămână și nu am plătit nimic. Ca idee. Și acum s-a trezit Iris, mai stăm puțin și trebuie să spăl vasele. Nu? Nu spălăm vasele? Lăsăm așa murdare? Nu, nu le lăsăm de spălăm, da. Da, cu apă le spălăm. Bun, eu mai stau acum puțin lângă ea. Nu e o postură chiar indicată să stau așa în pat, nu? Dar ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că, știți că cei care mă urmăriți mai de mult, am avut o perioadă în care nu am mai postat, cam de o lună și ceva, pentru că am simțit eu așa că e momentul cumva să mă retrag și să văd exact în ce direcție merg cu acest canal. Pentru că am, nu știu, m-am gândit eu sau așa am simțit că spun lucruri, îmi dezvălui ce aș vrea să fac și cumva atrag niște energii negative. Nu știu dacă neapărat din online, cât și în planul fizic. Deci asta este total valabil, plus că pur și simplu am avut nevoie așa de o deconectare de internet. N-am fost activă, am încercat să fiu pe Instagram activă, dar nu mi iese în totalitate. Plus de asta, de când a început Rebecca școala, învață după amiază și este un haos total, încă nu m-am organizat cu programul. Și revenind la subiectul YouTube și filmulețele de pe YouTube, am decis să nu mai zic ce am de gând să fac, să nu dezvălui planurile, dar să le povestesc după ce le fac. Sau, adică după ce s-a întâmplat, atunci să zic. De asta cumva Iris nu le arunca. Le pierdem dacă le arunci acolo. Le pierdem. Da, nu le mai scoatem de acolo. Arunc astea după pat. Așa.
Și deci asta una, ca așa m-am gândit eu în ideea asta să postez și nu știu dacă este bine să dau așa, nu chiar tot din casă, că n-ai cum să dai tot din casă, dar să spui exact ce faci, cum, ce fel la fiecare pas. Pentru că mie cumva mi-a plăcut să filmez și apoi imediat să și pun vloguri de astea de zi cu zi, dar acum am zis că măcar de 3 ori pe săptămână să pun cu zilele anterioare. Da? Zâmbărici. Și ce am mai remarcat și am rămas surprins plăcută și vă mulțumesc foarte mult celor care mi-au lăsat comentarii, cum că vă este dor de noi, că vă bucurați că am postat, că, nu știu, unii pe unii vă inspiră sau avem cumva vieți asemănătoare. Ce am mai remarcat în ultima vreme e că toată lumea are impresia că ceilalți fac ceva diferit sau că au o viață diferită sau că au mai puține probleme sau că li se pare mai ușor sau că fac tot felul de chestii. Ce-i drept e că toți facem cam același lucruri, doar că dăm importanță la lucruri diferite. Nu zic că avem aceeași viață, dar toți sunt preocupați de ziua de mâine, cum să faci bani, de sănătate, de copii, de toate cele. Da. Și vă sunt recunoscătoare și sunt recunoscătoare că primesc astfel de mesaje. Știu că sunt și persoane cărcotașe și știu că există și bârfă și invidie. Și mă comentează atât pe internet cât și am auzit de la persoane reale. Dar ne focusăm pe ce avem de făcut. Pentru că faptul este consumat și pentru că am primit mesaje și știu că, nu știu, poate vă interesează sau nu procesul ăsta, am început să ne căutăm casă. Stai că nu știu cum să stau, că nu am trepiedul aici, nu ca să-l pun să stea telefonul și nici nu mă duc să-l iau, că momentan nici se joacă pe aici. Dar el este la etapa în care trage de toate sertarele, de scoate tot, încălțăminte, se încalță, haine. Așa cum mai bine stă aici și se joacă cu jucăriile. Iar la procesul casă, eu m-am gândit, nu știu dacă am mai spus, sau spun acum, mi se pare, nu știu, anevoie să fac naveta în afara orașului. Însă, mergând mai des prin orașul Ovidiu, m-am cumva stabilit să ne căutăm o casă acolo, pentru că este aproape de Constanța și pentru cumva am putea să trăim acolo, să nu mai fim dependenți de Constanța. Adică cu școli, cu grădinițe, eventual să-mi găsesc de muncă acolo, că aș avea unde. Și doar Lucian să facă naveta. Bun, și în ideea în care găsim ceva mai avantajos decât în Constanța, pentru că Lucian tot zicea, cum să găsim, eu vreau casa în Constanța. Unde găsești tu casă în Constanța, că nu ne permitem, că este scump, că na, în fine. Și nici nu ne-am mai uitat prin Constanța și ne-am zis, hai să căutăm prin Ovidiu. În fine, și ne-am dus și am căutat și am găsit. Și am găsit niște case bătrânești, undeva pornesc de la 70 ceva de mii de euro, case în care nu te poți muta sau, nu știu, nu ne putem muta noi, adică nu vrem să plecăm la un confort mai jos decât avem acum. Ce puțin zic asta acum, sper să nu rămână bine în cap, să nu fac vreun compromis. Așa. Și casele astea, deci lei la 70-80 de mii, cu puțin teren. Eu vreau teren, că altfel nu m-aș muta la casă, clar. Nu foarte mult, dar vreau. Și deci în casele astea trebuie să mai investim, nu știu, câteva zeci de mii de euro, plus că pentru o casă bătrânească, adică din chirpic, poate să fie probabil și cu BCA, nu primim credit. Asta ar însemna să luăm cash, ceea ce nu avem. Sau ar trebui să ne împrumutăm, în fine, mi se pare destul de complicat. Iar în casele în care, să zici că ne-am putea muta, pornesc undeva de la 155.000 de euro. 155.000, 175, 190, tot așa. Și iar mi se pare foarte mult pentru că nu ne încadrăm la credit. Mai mult am găsit și case noi construite, niște duplexuri destul de frumoase, la gri, cred că îi zice. Adică fără sanitare, fără parchet, fără absolut nimic, la 190.000 de euro.
Da, eu vorbeam aici și s-a întrebat că nu mai aveam spațiu pe card. Bun. Și am ajuns la concluzia că este foarte scump momentan. Am început să ne uităm prin Valul. Prin Valul, într-adevăr, până în 120.000 găsești ceva să te muți. Nu știu zonele în Valul, nu știu cum. Nu mă atrage ideea de Valul. Însă, nu trage ideea, Iris. Însă, am găsit în Constanța, am rămas surprins, plăcută, să găsesc case până în 160.000. Chiar undeva prin 4-5, kilometru 5 vile noi pe acolo. La fel, nu știu zona respectivă, am fost decât în vizită. Nu mă atrage nici că este în partea exact opusă a orașului din care, de unde stăm noi acum. Dar am găsit la prețuri de Ovidiu. Adică am găsit și casă bătrânească la 70-80.000. Am găsit și case în care să ne mutăm la 125, 130 și 150. La fel, peste bugetul nostru. Dar ideea este că sunt la prețuri de Ovidiu. Dar mai căutăm. Am început cumva să mă uit și la, adică, la apartamente. Și apartamentele de 3 camere sau 4 camere în Constanța sunt deva peste 100.000 de euro. Deci e cumva, nu trage, Iris. E cumva cam același preț. Bine, mai pui ceva și ție o casă. Doar că la casă ai confort, zic eu. Și aici bani de băgat în continuu. Nu știu ce vom face în continuare. Momentan căutăm. Da. Și închei vlogul aici. Încheiem vlogul ăsta aici. Chiar vă rog să urmăriți și pe Rebecca, pentru că am filmat separat, a filmat ea pentru vlogurile ei, chiar și asta cu mâna și ce filmează ea. Rebecca Ioana prezintă este. Și ce să vă zic, uite că plăcut, pentru că vreau să intre clipul ăsta azi vineri și să ne auzim cu bine. V-am pupat! Pa, Iris, zi pa! Pa!